Parcurile capitalei pline de buruieni, căpușe, țânțari și rozătoare vor fi igienizate în curând. Anunțul a fost făcut de primarul Nicu Șordan, care susține că iarba va fi cosită în următoarele două săptămâni, iar tratamentele împotriva dăunătorilor vor fi aplicate imediat ce se opresc ploile. Întrebat de ce așa târziu, Nicu Șordan a spus că primăria avea datorii uriașe, pentru că facturile au fost umflate artificial. Cositul, de pildă, era de 5 ori mai scump decât ar fi fost normal. Așa arăta astăzi Parcul Tineretului din București. La fel stau lucrurile în alte 9 parcuri mari din București, administrate de Primăria Capitalei. Compania Municipală Parcuri și Grădini ar trebui să cosească de câteva ori pe an în jur de 1,4 milioane metri pătrați de iarbă din parcurile administrate de Primăria Capitalei. Asta înseamnă vreo 300 de terenuri de fotbal. Înălțimea ierbii ar trebui să fie de 25 de centimetri, însă, pentru că în acest an nu a fost tăiată niciodată, pe alocuri a ajuns la o înălțime de peste 2 metri. Compania Municipală Eco-Igienizare nu poate face tratamentul împotriva căpușelor, atâta timp cât iarba nu a fost cosită. În plus, pentru că este în insolvență, angajații sunt în șomaj tehnic, iar autoturismele din flota companiei au rămas fără ITP. Ca atare, în această primăvară nu a fost făcută nici dezinsecția împotriva țânțarilor. Pot apărea căpușe, insecte sau, mi-e frică, poate și de șerpi eventual. Deratizarea n-a mai fost făcută din decembrie anul trecut, iar șoarecii au invadat Bucureștiul. Aceste rozătoare au fost filmate acum câteva zile în sectorul 5, în zona Sebastian. Iată o altă filmare din sectorul 4 al capitalei. Primarul capitalei susține că știe care este situația, dar primăria a fost aproape în incapacitate de plată și nu a avut bani pentru parcuri. Datoriile moștenite au fost uriașe, de 3 miliarde de lei, cam cât a costat metroul din drumul Taberei, și au fost cauzate, spune Nicu Șordan, și de multe cheltuieli nejustificate. Cosire mecanică a gazonului, 1 leu pe metru pătrat, când prețul pieței 23 de bani pe metru pătrat. Cât costă să demontezi și să montezi o șipcă ruptă dintr-o bancă? 200 de lei să o demontezi, 200 de lei să o montezi. Operațiunea de cosire a ierbii din parcuri a început. Undeva în 2 săptămâni o să fim gata. Pentru programul Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare, Primăria Capitalei a alocat 17 milioane de lei, așa că ar trebui să vedem 14 tratamente succesive, dacă vremea o va permite. Primăria a alocat și 20 de milioane de lei pentru asfaltarea gropilor. Teoretic, în 2 luni șoferii nu-și vor mai distruge mașinile și se vor putea orienta după marcaje proaspăt trasate, promite Nicu Șordan. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.